Începutul lunii septembrie vine cu o adevărată bogăție de fructe și legume de sezon, iar comercianților din piețe le este mai mare dragul să-și etaleze producția autohtonă pe rafturile frumos aranjate. Prețurile sunt accesibile, așa că primii clienți nu întârzie să apară. Roșii, castraveți, morcovi, țelnă, păstârnac, ardei, asta e. Cu cât mai colorate, cu atât mai sănătoase, fructele și legumele de sezon nu ar trebui să vă lipsească din meniul zilnic. După fiecare masă, și acum dacă mergeți acasă, am și prune, am și persici, am mâncat tot soiul de fructe și struguri foarte mulți. Legumele îmbietoare își găsesc locul alături de preparate din carne albă sau pește și este indicat să le consumăm la fiecare masă a zilei, în timp ce fructele constituie gustarea perfectă dintre mese. Fructele sunt de preferat să fie consumate între mese. Legume, le asociez cu carnea, obișnuiesc să ai în meniu așa ceva? Meniul meu, păi, după amiază, cu carnea, da, asociat o salată, prefer decât o garnitură, un cartof prăjit, mai bine o salată cu fructe de sezon, cât mai proaspete. Să consumăm fructe și legume în cantități destul de mari pentru a ne încărca organismul cu mineralele, vitaminele, principiile active pe care le au aceste fructe și legume. Pe lângă faptul că întăresc sistemul imunitar și ne ajută să trecem mai ușor peste schimbările climatice care prevestesc venirea sezonului rece, roadele pământului reprezintă și o adevărată terapie a naturii. Păstăi, mănânc și toate legumele astea, am de avea și trebuie să-l țin așa mai jos. Și sunt bune legumele pentru diverse afecțiuni? Pentru mine contează mult legumele, să știți. În plus, consumate în mod regulat ajută la detoxifierea organismului și la scăderea în greutate, așa că reprezintă alias de nădejde și în curele de slăbire. În general mănânc fructe când mi se face foame ca să nu mănânc altceva mai, eu știu, ceva dulce sau mâncare mai consistentă așa.